Ci ha detto hi Danny, hi hi hi. Stop, ushor. Băi, băi, ușor, ușor. Stânga. Păi am văzut că nu-i nimeni în spate. Wow. Aici trebuie să faci o întoarcere nebună. Bine, m-am regăsit la un nou video. De această dată avem ceva mai special pentru voi, pentru că astăzi o să o pun pe Denisa să dea examenul la auto, să vedem dacă se descurcă să conducă sau nu. Oricum, are avantaj pentru că este pe automată și o să fie pe automată. Ea a mai jucat înainte, mai exact pe live-ul anterior de Petrovo, a mai încercat odată să mai se joace, numai că a fost extrem de mult haos, că au fost mulți youtuberi. Ați văzut clipul de pe YouTube, dacă nu l-ați văzut, să vă duceți să vedeți și clipul acela. Până atunci, haideți să-i dăm drumul la treabă. Ești la examen auto, ok? Suntem pe easy, exact așa l-a dat și Uzi, așa o să-l dea și ea și să vedem dacă te descurci, numai că tu ești pe automată. Avem și un Fiat 500, după cum se poate vedea aici, adică să fim în temă, o mașinuță mică, mică, mititică, să fie pe potriveală, să fie tot în regulă. Ca să pleci, pleci cu semnalul stânga de pe loc, țineți minte. Mă așteaptă lumea. Gata, dă-i, dă-i, uite, apasă pe frână, pentru că suntem pe automată, și dă-i în dreapta, nu, 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 dreapta jos, gata, pe automat. Nu am făcut nimic, să știi. Păi pleacă singura, na, pleacă. Bun, bun, uicele, uicele. Wow, wow, ai văzut pe ăla? Ai văzut, mamă, mă, leu. Și acum ai dă-i dreapta. Bun. Ea deja știe un pic așa care-i treaba, ușor. Vezi că deja nu te laud, nu te laud, hai că nu te laud. S-a descurcat destul de bine pe live-ul anterior. Sperăm să nu aibă emoții acum. Vezi că e roșu și ne oprim, da? Da, mai lejer, deci ai accelerație și o frână. N-ar trebui să fie nimica complicat, dar după experiențele și cu Miruna care s-a descurcat. Miruna are permis acum, adică n-am ce să mai zic. Miruna are permis, nu mai puteți comentăm absolut deloc. Dacă nu știați, Miruna a luat permisul. De câte ori am băgat eu pe jocul ăsta, a ajutat-o ce-i drept, chiar a ajutat-o, mi-a zis treaba asta. Și a luat permisul. În viața reală din prima, a luat permisul. Încadrează-te pe o banda care... Așa, pe asta, stop. Mamă, da, deci tu în dreapta un pic. M-am dus în spate, stop. Stai. Da, ai greșit un pic, nu știu exact la ce ai greșit. Dar... poți să un pic mai tare. Dar de ce, dragă? Bine, gata, nu-i mai da. Dacă mi-ești prea încet la examen după aceea. Dar vezi că n-am spațiu. Ușor, ușor. N-am spațiu, n-am spațiu. Dar nu de la spațiu ai murit. Ai murit pentru că... și vezi, mai încolo. Mai ții minte unde ai murit pe live? Dacă nu, îți aduc aminte. Exact aici. Exact aici ai murit. Pentru că din nou te-ai încadrat foarte mult pe banda lui. Vezi, trebuia să-i centru intersecției mult mai încolo. Ai înțeles? Dar tu m-a scos din cadru, nu știu ce. Ce faci? N-am spațiu aici, uite-te și tu cum sunt, efectiv un volan. Păi da, stă mai pe spate, ai uite spațiu. Ai spațiu, da, dacă vrei spațiu, ai spațiu. Dacă vrei, ai spațiu. Gata. Naiba, în cap eu aici și nu în cap tu? Cum vine asta? Hai, dă-i acolo. Las, că nu trebuie din prima încercare, că după era prea simplu. Deci din prima încercare nu ți-a ieșit și nu ți-a ieșit, nu din cauza mea, nu ți-a ieșit pentru că nu te-ai încarcat din nou bine. Știu. De acum, te rog, ține minte că trebuie să ții centrul intersecției, da? Să prinzi verdele ăsta. Hai, haide! Vezi, foarte bine. Vezi, frumos. Vezi, trebuie să ușor. Să nu arzi stânga. Haide, mama mea, să vezi cât îmi scade aici. Ușor, 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 că poate alunești și... Cred că ai poziționat acum încă dreapta. E așa, ne mă. Stop. Trebuie să faci aici, în intersecția asta, o întoarci. Aici, în intersecția asta, hai. Mai trase mai larg un pic. Mai. Cu semnal cu tot trebuia, dar hai. Nu! Doamne, ajută! Ce înseamnă să ai Fiat? Fiatul Power! Ești nebun cum a fost asta? Wow! Săracul polițist, cred că a zis că îl bag în semnul ăla. Nu mai zice nimic de polițist ăla, că tu chiar n-ai nicio greșeală. Cred că am băzat cafeaua. Doamne, ferește-mă cu torcele. Ți-am zis că trebuia să iei un pic mai larg. La intersecția asta următoare faci întoarcere, da. Ia uște mai în dreapta. Mai în dreapta. Așa. Și mai în față, și mai în față. Și dă-i întoarce, hai. Deci le-am pus și mai în față, da. Nu pot să dau toate indicațiile acum. Vezi? Dar trebuie să mă ajungi tu pe mine. Ești bine, gata. Vezi, a fost mult mai bună întoarcerea asta. Vedeți ce traseu dificil i-a dat ei acum? Nu mai întoarce. Ce traseu dificil i-a dat ei acum? Du-d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 u
Oh, mom. Nu cred așa
Wow! Wow! Nu mai pot. Wow! Nu mai pot. Tot înainte, tot înainte. Wow! Da, tu îți dai seama că am tot 55? Păi da, te... Hai că nu dacă e ceva. Tot ce tu hai Danny, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Stop, băi, ușor cu... Băi, băi, ușor, ușor. Stânga. Păi am văzut că nu-i nimeni în spate. Wow. Și am să mă... Hai, stop, stop, stop. Unde fac, aici? Da, practic mai în față. Mai în față. Și ești tu așa mai, mai adânc, mai în... Aici, stop, acum? Stop. Mai, mai în față, puțin. Stop. Și faci stânga, dar după ce trece ăla. Da. Mamă, frate. Oh, știi că ai treaba? Dă semnalul ăla, de ce nu l-ai dat? Nuuu! De ce nu mi-ai zis înainte? Bă... Nu trebuia să știu chestia asta, dar... Denisa nu are permis, nu? Să o duci pe Denisa în poligon? Doamne, vrei să moară Andrei acolo cu mine? Cu ce să o duc, guys? Că eu am test la care... În primul rând, rup mașina pe acolo prin poligon. Doi, nu învață nimica. Pentru că e automat, gen, nu vezi nimic. Era să intre la mine. Mai ales că mașina mea a pus conduce doar cu o pedală, like, nici măcar pentru automat nu e bună, că doar cu eu chiar folosesc în principal, da, guys, o singură pedală. Vezi că aici mi se pare că trebuie să dau 15.000 de semnale, nu? Că... Să dai semnal dreapta. Păi da, dar am văzut că Uzi n-a dat. Pot zi, semnal, da? Da, prima bandă. Eu dă semnal din nou dreapta. Încă o dată. Așa. Mama mea, mama mea, mama mea. Bun. Doamne, tot ai grijă, atât zic. Ai grijă, atât zic. Mie că pic aici, sincer. Mamă, mai am 233 de metri. Deja? Vezi, deja? Deja? Deja gata? Cum ar fi să-l iau? Deja? A terminat, gata? Nu cred. Ușor. Zim, stop. Aici? Mai în față. Mai? Și aici? Stop. Vezi? Sigur? Și te iei așa tare la stânga. Da, tare. O, ușor că rog. Și acum, după ce treci ăsta, îi dai tu ușor. Sau ușor n-ai. Mamă, dar... Mamea! Speriat. S-a speriat, dar nu făcea nimic acum pentru că... Era doar... Dă-i un pic mai tare. Gata, șef. Ia uite, și nemo... Bă, exact același traseu. Mamă, și ea nu știu unde și să mă opresc. Și tot greșeală ai, tot 2 din 5. Vedem acum unde parchezi. Să faci la dreapta, recomand. Păi te-ai spus să percepe două semnale, alea, gen... Uzi, nici măcar semnal n-a dat aici. No, ce hater avem aici. Eu l-am învățat să dea semnal. Haide, mama mea. Dă-mi un pic mai ușor, Stai. Dă-mi un pic mai în față. Eu cred că mă opresc în după BMW-ul ăla. După BMW-ul ăla. Stop. Și acum faci stânga, hai. Ah, selecting parking gear. Ia, dă-i pe parc. R3 sigur, da? Că nici nu știu cum să dau un parc pe automat, e nemul. Ce mi-ai făcut? Te-ai măcar nu aveam piciorul pe frână. A, nu aveai piciorul pe frână? Și ce, oricum se schimba? Păi trebuie să pun pe frână și trebuie să fac așa și după aia pun pe ăsta și gata. Problema e că te-ai oprit aici și te-am făcut. Problema e a ta că te-ai oprit, că mi-ai să mă opresc aici. Nu mai râdeți. Nu mai râdesc, că mi-am un pic și plâng. Bă, da, exact la fel a pățit și Uzi, gen. Nu, bă, da, exact pe la fel. Uzi l-ai lăsat să facă ce trebuia. Nu i-ai pus mâna pe ăsta care bă, se numește lasă-mă. Bă, deci, hai să te vă explic ceat. În momentul de față, orice ar fi făcut, oricum te-ar fi picat. De dacă ce? Mă crezi sau nu. Pentru că, ce vezi motivul pentru care te-a picat? Pentru că te-ai oprit. Păi tu mi-ai să mă opresc. Mama, că trebuie să... Tu ai făcut aia, tu mai știi să fac aia, te-ai vină luat drept, bă, bacă vină mea, ca de obicei. Știi, dacă ai sperat că v-a plăcut episodul, eu zic că o putem declara ca și cum a luat, pentru că trebuia să pur și simplu se bage pe stânga cum... Neapărat să vă uitați la episodul anterior, exact așa a fost și pentru Uzi, pentru că la fel a băgat pe un traseu super nașpa și nu avea unde să te oprești aici, e... Jocul ăsta e destul de complicat, adică e stricat la unele manevre, știi, și... Aparent, după cum vedeți, s-a întâmplat asta. Da, guys, dacă v-a plăcut, nu uitați de acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi și noi ne auzim data viitoare. Vă pupăm!